Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tragedia e că micile și hamsile s-au scumpit. Și nu doar. Până la mare? Peste tot. De ce râzi, mă, Luca? Ai zis micile. Micile? Micile și hamsii. Micile. Micile și hamsii s-au scumpit, ceea ce este nasul. Micul era 2-3 lei anul trecut și acum e 4 și nu se știe dacă se oprește aici. Micul s-a scumpit încă de anul... Când a fost tragedia de la obor? Stai să-mi aduc aminte. Asta e tragedia în mare de tot, tu acolo. Vezi, ai și uitat. A sărit micul de la 3 la 4, nu s-a mai putut ține în frâu. Da. Și acum se fac eforturi mari. A fost promoția aia când cu vaccinul și după aia a sărit. După aia, imediat după aia. Ia uite ce zice prietenul HEPA. Citat de... Stai să vedem cine îl citează. Băi, Euronews îl citează. Zice, hepaticul s-a ajuns la Euronews? Da. Momentan, Euronews România. Am înțeles. Zice momentan. Mai popular ca noi, să știi. Așa. Da. Nu cred. Momentan, zice momentan, mici, adică ei, mici, momentan, nu s-au scumpit, în sensul că încă nu s-au mai scumpit. Nu s-au mai scumpit. Sperăm să o ținem încă la nivelul acesta cu 4 lei bucata, pentru că noi, zice HEPA, ne bazăm foarte mult pe pensionare aici. Ai auzit, Luca? Da. Deci pe tine. Cum te duci tu cu sacoșica? Adevărat? Da. De ce să nu rec? Zi-mă, ai sacoșă când te duci la piață, da. Ții sacoșica cu tine? Din punga de pungi? Pungile alea mici de plastic pe care ți le oferă țăranii, la un moment dat te taie la dește. Așa. Da. Știi ce zic? Da. Și atunci? Când cumperi masiv, ai de aia o sacoșă de rafie. Ai de aia de plasă? Corectă. Nu, rafie, de asta modernă. Deci te duci cum te duceai cu diplomatul pe vremuri, te duci cu sacoșa de rafie. Da. Practic, mergi pe stradă cu burta înainte, așa. Fac și cu sacoșa, nu? O bălângări pe lângă tine? Auzi, încercăm un exercițiu de imaginație peste câțiva ani. Luca îi lipsește bentița, deci o să-și adauge o bentiță, probabil. Ala de la Savoi? Da, bă, cam acolo. N-am plete niciodată. Așa? Așa? Și cu ciorapii peste pantaloni. Nu, cu ciorapii. Nu știu dacă ați remarcat, apropo de ciorapi. Da, tu sandale la... Asta, ciorap la sandale porți? Nu, nu port sandale. Urmează. Nu. Sunt băiat de șlapi. Auzi? Dar nu știu dacă ați remarcat, că voi nu prea remarcați lucruri de-astea. Da, ne pare rău. Că se poartă din nou, apropo, ciorapul lung până sub genunchi. Tineretul. Adevărat. Dar tu... Șoseta albă, sport. Nu te supăra. Mai mergem pe la un festival, mai... Și tineretul, ăștia de adolescenții, mă refer. La pantaloni lungi sau la pantaloni scurți? La pantaloni scurți. Deci cum ciorapul poartă, până sub genunchi? Poartă... Nu, mă, ăia ca de tenis, știi? Da. Deci nu chiar până... Gata, mă, mâine așa vin. Dar eu nu știam că se mai fabrică șosete de alea, știi? Deci așa numitele șosete flaușate. De modată, a? Ăștia scurți, așa, da, sunt de bătrâni. Și eu por la fel, știu, mi-e jenă. Deci trebuie dar să vin se cu... poartă din nou ăia lungi. Flaușați? Bă, da, sunt mor de cald cu ei. Semi-flaușați. Adică serios. Dar lungi, da. Ia auziți, ciorap flaușați lungi, dacă se poate. Așa, în rest... Și dacă să, mai aveți pe stoc, să trecem la hamsii. Hamsia, hamsiile se vindeau anul trecut cu 6 lei porția. Anul ăsta costă între 8 și 12 lei. Pe malul mării, la mare. Hamsia. Uh-huh. Da. Hamsia românească e foarte rară, pentru că a emigrat. O prind bulgarii. Ceea importată din Grecia e mai scumpă și problema e că adesea hamsie e falsificată. O înlocuiesc cu un impostor mai ieftin. Stavros. Și protu, nu Stavros. Ăla greșesc, nu așa. Prot, nu știm. În românește îi zice și prot. Whatever. Da, e un peștișor mai mic și trist. Adică am mai vorbit despre asta. Cum diferențiezi și protul de hamsie? Hamsia practic râde tot timpul. Hamsia râde? Da, hamsia râde. Pentru că are colțurile gurii se duc până după ochi. Așa. Când te uiți tu la hamsie din lateral, vezi că e ea râde, știi? Înțelegi? Da, e practic ca Iliescu. Deci când te gândești la Ion Iliescu, că muște de hamsie și șprotul e așa, mai plat, trist. Mai prostănac. Aoleu, ce am zis? Da. Prostănacul? Da. Deci asta e hamsia Iliescu... Protul e mai prostărat. Te rog să-ți ceri scuze dacă, față de șprot. Față de șprot, da. Pe de altă parte, aș vrea să ne transmită și nouă taximetristul de serviciu din Constanța, dacă e pe recepție, și toți constanțenii, oameni de la malul mării, dați-ne și nouă mesaj 07283132. Ne recepționăm foarte bine și în Mangalia, și Mangalia, da. Puteți scrie și de acolo. Când, care este perioada propice, cea mai bună, să mănânci la mare zargan. Zargan, da, subțire, așa, știi? Uh-huh. Da, la subțire, verde pe dinăuntru.
ăla vreau să spun. Nu-l prind niciodată. Deci așteptăm zarganul, mesajele. În ce lună se mănâncă zarganul, vă rog. Așteptăm mesajele. Hai cu știrile. Ioana Brustul, capitanul, e pregătită deja. Ceasul arată 9:30. Știrile Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.